Salut și bine te-am găsit la ziua cu numărul 54 din 366. În fiecare zi a anului 2024 fac o prezentare la câte un pachet de cărți de joc, iar acel pachet va ajunge undeva pe zidul de cărți din spatele meu. Comentarul câștigător care va decide unde ajunge acest pachet este de la un hater, este The Hater 7776, coloana 10, rândul 6, dar înainte de a așeza pachetul, haideți să ne uităm un pic la el. Este al doilea pachet din seria Van Gogh pe care îl prezint. Cred că mai urmează încă două, am la acesta. Primul a fost cu self-portrait, iar acesta este cu Asters and Flocks. Sper că pronunț bine acest cuvânt, pentru că sună diferit când îl spun eu. Avem foarte multe flori drăguțe pe margini. Pe una dintre margini scrie Van Gogh, 1853-1890. Foarte greu se distinge acest text de fundal, de această floare. Îmi place că a trecut perioada în care a trăit. Pe cealaltă margine, Playing Cards. Cutia este exact și designul de pe spatele cărților de joc, dar haideți să ne uităm la cărți, că nu mai avem răbdare. Pachetul nu este borderless, avem o bordură albă, foarte drăguț, delimitată de acest design. Avem acest roz foarte frumos, îmi plac foarte mult culorile și îmi plac foarte mult cum se văd, mai ales că sunt marginile micuțe și se văd foarte frumos la spread-uri. Și o să fac direct și un evantai care arată minunat, alunecă minunat, pachetul este bun. Da. Mergem mai departe, pe față, îl avem pe Van Gogh și ne privește tot așa frumos de la spate. Cărțile îmi plac la nebunie, sunt identice acești index cu aceste pipuri, cu prima versiune pe care am prezentat-o. Se vede foarte mișto această margine, mai ales când le spreadesc așa se vede acest roz de la acest design, de la designul de pe spate, de Asters and Flocks. Iar acum vă știți că aici sus, Paintings and Life, 1886, aia scrie și pe cutie. Îmi place foarte mult clădirea cum este integrată în designul de la asul de imă neagră. Avem doi de imă neagră, îmi plac la nebunie pipurile cum sunt desenate și cum se vede așa înstelat cu întuneric și foarte frumos pictate. Și cum sunt strânse de această rădăcină sau liană, cele două cărți. Inclusiv la trei de imă neagră. Oh, sunt toate cărțile așa, legate cu ață, foarte mișto. Superb. Cifrele îmi plac mult, vă spuneam asta și înainte. Foarte drăguțe la design, n-am ce să comentez, este un pachet minunat. Ce fățucare. Am impresia că picture cardurile sunt cele din, pe care le-am prezentat. Cred că în ziua 2 am prezentat Van Gogh self-portrait. Da, ții minte că era acest costum galben la romb, chiar și la cealaltă versiune. Mișto rog picture cardurile, nimic de comentat. Și îmi pare acest roz, cum se vede, merge bine cu orice, mai inclusiv cu cărțile negre. Și la cărțile roșii place cum se vede această culoare întinată. Avem șaptele. Picture cardurile sunt bine, bine desenate, au multe, multe detalii pe ele. Și mergem cu restul cărților, superbe, de nota 10. Avem o carte extra, este identică cu ce avem pe cutie, pe față. O carte cu spate dublu. Hai să punem cărțile extra deoparte, să facem și un evantai pe față. Superb, se vede. Și cercul ăsta de aici, și indexii și pipile cum se văd. Din nou, alunecă excelent la evantaie. Am văzut asta deja pe spate. Uitați-vă ce frumos alunecă la evantaie. Dar mă credeți pe cuvânt dacă e să-l fac dublu, evantaiul. M-au forțat un pic, doar că e și perfect, dar m-au forțat un pic și de asta am dat nota 8. Uuu, dar ce roz și ce frumos se vede. Un spate spectaculos. Superb se vă florile astea, îmi plac la nebunie. Și pe aici zona asta îmi place mult, cu aceste triunghiulețe. Nota 10. Cărțile sunt excelente pentru springuri, sunt bune care le poți îndoi. Pachetul mi se pare o idee mai gros. Are un feeling interesant pe pachet, să-i dăm și un dribble, e mai dăm unul,
merg, o nota 8 pentru dribble, nota 10 pentru miros, îmi plac miros. Să facem evantaiele cu o mână, dar pe spatele pachetului, că da, asta voiam să văd, sunt două evantaie diferite. Acesta este mai întunecat, acesta mai deschis, ambele îmi plac. Să vedem și cum se mișcă la caturi. Dacă mă întrebați de ce fac mereu prichelul ăsta, e un cat pe care pot să-l controlez foarte bine și pot să văd de asemenea spatele la cărțile de joc și îmi place să-l fac. Se simt mișto la caturi, dar haideți să mai facem încă unul. Da, îmi place feeling-ul și pe margine în special. Se simte un pic mai aspru, dar se simte bine. Se simte premium. Vreau să văd cum se mișcă și la un LePaul. Nota 7 pentru LePaul. În zona asta nu-mi place cum se simte, dar probabil sunt mai rigide. Nu sunt rigide, le simt moi. Nu știu, la LePaul se simte un pic diferit. Să-i dăm să sară. Și a sărit foarte frumos, am învârtit florile până s-a terminat fotosinteza, adică a stat mult în aer cartea de joc învârtită. Dar e frumos, rău de tot rozul ăsta și roșu, nu știu, îmi plac culorile maxim. Le recomand pentru cardistri, chiar și pentru trucuri, sunt niște cărți elegante. Le recomand cu mare drag. Pun cărțile aici și înapoi în cutie și cu el pe ziduri de cărți. Iar acum mergem pe coloana 10, rândul 6. Rândul 6 este acesta, cred că ajung, iar 10 este fix aici coloana. Atât pentru astăzi, apasă butonul de like dacă ți-a plăcut clipul și vrei să ne susții, chiar ajută. Lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet. Abonează-te la canal ca să nu pierzi niciun episod, iar eu îți urez o seară de colecție. Pa, pa!